Acest bal al morților a mai fost realizat și organizat și în alte orașe. Respectiv și mai precis, în orașul Cluj, Napoca, în fiecare an, Centrul Universitar de Cultură și Istorie, dar aș vrea să nu fiu înțeles greșit și să nu supăr pe nimeni, balul morților parcă și-are rezonanța aici, la Câmpen, capitala Țării Morților, bastion de spiritualitate și românism, fortăreață neîngenunchiată de-a lungul istoriei, pentru că moții au fost oameni gârși, curajoși, tăcuți, îndelung răbdători, un pumn încremenit de piatră în istoria neamului. Niciunde cred că acest bal al morților nu are rezonanța și nu este venit ca aici, la el acasă, pe aceste meleaguri mirifice, fioritice, încărcate de istorie și fapte milenare ale poporului. Aici, în această lume, în această țară, de aur, de lemn și de piatră, și-au perindat pașii eroi neamului, Horia, Roșca, Crișan și Abramean. Aici își are rezonanța acustică acest bal al morților, pentru că Câmpenul a fost ridicat, după spusele istoricului Vasile Netea, la rang de muzeu istoric și panteon al neamului românesc. Permiteți-mi, în numele meu și al dumneavoastră, să felicităm Comitetul de Organizare, să felicităm Primăria Orașului, Consiliul Local și, nu în ultimul rând, patronii acestei locații, familia Chira, care au pregătit cele mai tradiționale mâncăruri și băuturi și aș dori, și cred că sunt în asentimentul fiecăruia, să vă simțiți ca acasă, să simțiți că v-ați întors la patra părintească aici, în Țara Morților. Cu toată bucuria și emoția care ne copleșește, ar fi bine să ne gândim și la cei care poate erau primi aici, la acest bal, și nu mai sunt printre noi, dască, profesor, inginer, doctor, conducător de unități, și cu toată bucuria, permiteți-mi ca să păstrăm pentru ei și un moment de reculegere. Că se va întâmpla chiar așa. Sunt unul dintre cei care am călătorit de la prima pagină pe proiectul acesta de la Câmpeni. Mi-a fost drag să aud pe acești oameni din jurul meu vorbind despre balul moților ca eveniment al zonei. Pentru mine este o mare onoare și fericire să recunosc faptul că aici, la Câmpen, este un centru zonal de mare și profundă respirație istorică și patriotică, într-o vreme când unii poate ne spun că avem discursuri lăcomoase, unii filozofi, Republica, prin anumite reviste, sunt discursurile noastre
ca discursul tematic și editorial al Preacucernicului Părinte. Care a prezentat, iată, o imagine, pe scurt, a tot ceea ce înseamnă întâlnirea moților cu istoria de la Câmpeni din anul 2017. Sunt foarte bucuros ca în numele conducerii Societății Naționale Avram Iancu să transmit mulțumiri și felicitări celor care conduc filiala societății noastre din orașul Câmpeni și nu numai din orașul Câmpeni, ci din toată zona Câmpeni și cei care își respectă ceea ce și-au propus și anume să clădească în ceea ce înseamnă personalitatea, cunoașterea personalității ilustrului erou național Avram Iancu și în același timp să fie tot timpul alături de cei care trudesc pentru binele material și spiritual din țara moților. Sunt foarte bucuros, aș vrea să le mulțumesc fiecăruia în parte. Este o mare emoție pentru mine să mă întâlnesc cu colegii mei din filiale aici la Câmpeni, unde știți ce lipsește, doar un clopot mai lipsește acum să bată pentru această întâlnire care este ca o rugăciune. O rugăciune pe care noi o facem, iată, prin această formă de bal, de ospăț, de bucurie înaintea postului Sfintelor Paști, cu gândul la eroii neamului românesc. Luna februarie fiind, de fapt, o lună când noi îi prea cinstim și omagiem pe eroii neamului românesc. Dorm strămoșii mari sub clie și părinții ne așteaptă, Doamne, fă și țării noastre cumpăna să fie dreaptă. Nu uita că noi, românii, și în furtuni și în vremi haine, Doamne, te-am purtat în suflet, nu ne-am depărtat de tine. Când trăiești în libertate, nu-ți mai pasă de nevoi. Fără țară nu se poate. Dar nici țară fără dumneavoastră și fără noi. Petrecere frumoasă tuturor! Mulțumim! Spuneam orașul Câmpeni, în adevăr, suntem gazda acestui eveniment, dar foarte multe acțiuni pe care le-am organizat și se organizează în orașul Câmpeni sunt strâns legate de activitatea Consiliului Local a domnului primar Ioan Călin Andrei. Ne bucurăm că este prezent aici, pentru că împreună vom gândi și vom realiza și alte lucruri frumoase, necesare și utile orașului și țării noastre. De aceea aș dori, în numele dumneavoastră și a conducerii societății Avram Iancu, filiala Câmpeni, să-i dăm cuvântul domnului primar. Nu. Ăla, domnul primar. Măi, Nicușor, mergi și pune microfonul acolo, domnul primar. Distinși invitați, doamnelor și domnilor. În primul rând, aș vrea să vă spun poftă bună, pentru că este o oră la care partea de jos, stomacul, ne cere să mâncăm. Este o oră la care fiecare dintre noi se așează la masă cu familia. Iar astăzi am venit peste 300 de oameni, moți, de pretutindeni, să ne așezăm la o masă comună. Să aveți poftă bună! Îmi este foarte greu să vorbesc după domnul Bergea. Îmi este foarte greu să găsești niște cuvinte, să ajung undeva măcar lângă domnia sa. Îi mulțumesc mult pentru prezența dumnealui aici, pentru prezența domnului profesor în rândul moților. Domnule profesor, bine ați revenit în capitala țării noastre. Aș vrea să felicit în numele meu personal și al Consiliului Local Câmpeni, organizatorii acestui eveniment foarte important, care se petrece astăzi, 17 februarie 2017, în orașul Câmpeni. Dacă în urmă cu 20 și ceva de ani,
În orașul Câmpeni se organiza pentru prima dată Festivalul Național de Folclor Susu Sus la Mos la Munte, a cărui promotor și inițiator este aici în dreapta mea și vă rog să-l aplaudați pe domnul Ioan Viorel Sicoer. Felicitări, domnule primar! Aș vrea să-l felicit și pe cel care a condus destinele unei unități mari din orașul Câmpeni, un profesionist, un om de valoare și un moț, până la urmă, pe domnul Costea Alexandru. Felicitări, domnule director! Pe lângă domnia sa, ca și organizator, au mai fost domnul Crișan Ilie și domnul Mateș. Vă felicit pentru ceea ce ați reușit să faceți astăzi aici, distinși domn. În câteva cuvinte, și sper să nu vă plictisesc, voi da citire unor rânduri pe care mi-am permis ca împreună cu o parte dintre consilierii locali ai orașului Câmpeni și al meu să vi le transmit astăzi aici, cu această ocazie. Și anume, câteva cuvinte despre țara moților, despre moți și despre obiceiul ale moților. Moții. Moții sunt o populație românească ce locuiește în zona centrală a munților Apusei, în județul Alba, în regiunea ce poartă numele de țara moților. Ei mai sunt cunoscuți sub numele de țop, în mod tradițional. Moții sunt considerați numai locuitorii celor circa 12 până la 14 sate, din Avramian, Vidra de Jos, Vidra de Mijloc, Polorel, Sperișoara, Alba, Horia, Neagra, Arieșeni și așa mai departe, care se află situate mai sus de orașul Câmpeni, în județul Alba. Moții au scris multe pagini din istoria României. Mulți dintre ei trăiesc de mii de ani, la peste 1400 de metri altitudine, în propria lor țară, denumită Țara Moților. Scriitorul Ioan Slavici îi consideră cea mai nobilă parte a poporului român. Cine nu a auzit de Avramiancu sau de Horia, de Cloșca sau Crișan, sunt eroi naționali despre care copiii învață în manualele de istorie. Pe lângă faptul că sunt moți, mai aveau ceva în comun. Sistemul de răzvrătire împotriva nedreptăților. Astfel, au reușit să păstreze intact spiritul românismului în Apusei, în Ardeal, ocupat de Austro-Ungari. Acest sentiment s-a păstrat până azi și reprezintă una din trăsăturile esențiale ale oamenilor din aceste locuri. În mod tradițional, moții sunt considerați locuitorii satelor de pe cursul superior al Arieșului, începând cu orașul Câmpeni. În timp, românii din alte zone adiacente țării moților și-au luat și ei numele de moți. Astfel se pot întâlni deseori români de pe Valea Crișului Alb, din țara Zarandului, județul Arad, și ei se declară tot moți, la fel ca și cei din județul Hunedoara, Ihor, Cluj și estul județului Alba. Din acest motiv, zona locuită de moți este cea mai mare sau mai mică. Cea mai mică întindere considerată ca fiind țara moților include comuna Bistra, orașul Câmpeni și localitățile de munte situate mai sus de acesta. Iar cea mai mare întindere cuprinde aproape întreaga zona munților Apuseni, cu părți mai mari sau mai mici din județele Ihor, Hunedoara, Arad și Cluj. Indiferent de întinderea țării moților, capitala ei este considerată orașul Câmpeni. În varianta restrânsă, populația moților este de circa 25.000 de persoane, în timp ce cea extinsă ajunge la aproape 100.000. Moții sunt oameni ai muncii și ai ordinii. Sunt oameni care reacționează iute la pandemie în stare să-și apere cu violență orice. Moții sunt oameni întregi, loiali, serioși și nepătarnici. Alte trăsături ale moților sunt zăguința, cântătarea și religiozitatea. Nu sunt, în general, oameni comunicativi cu străini, nefiind obișnuiți să-și deschidă sufletul în fața locului. Autorii care au vizitat în trecut satele tradiționale din țara moților relatau despre oamenii care manifestau cu greutate ospitalitatea din cauza neîncrederii manifestate față de străini, dar și a sărăciei.